Bine v-am găsit la horoscopul zilei de marți, 23 mai. Evident, trebuie să vă aduc aminte de horoscopul săptămânii, de horoscopul lunii mai încă pe rol, de oracolscop de lună nouă și cam atât deocamdată, pentru că de săptămâna asta voi începe încetul cu încetul să lucrez și asupra horoscopelor lunii iunie. Dar încă de zilele trecute, încă de pe 18, vă vorbeam de un mare triunghi dreptunghic de pe cer. La momentul respectiv era vorba de o quadratură dintre Jupiter și Pluto, după care încetul cu încetul s-a alăturat acestei quadraturi și Marte, care inițial a început să formeze o poziție cu Pluto, iar astăzi închide triunghiul cu cel de-al treilea grad exact, și anume quadratura dintre Marte, proaspăt intrat în Leu, și Jupiter, proaspăt mutat în Taur. Astfel încât astăzi, practic, toate cele trei și-au atins punctul de maximum al acestui triunghi. E de o săptămână și mai durează încă, hai să zicem, vreo săptămână, cât timp Marte încetul cu încetul se îndepărtează. Practic, abia de prin luna iunie, efectiv, mai scăpăm de energia acestei opoziții, dar la momentul respectiv va veni Venus la rând. Deci Marte își încheie opoziția cu Pluto cam pe 5-6 iunie, când vine la rând Venus. Că atunci intră Venus în Leu și va intra în colimatorul celor două planete. Deci va fi un dublu triunghi, dar despre care vom vorbi la momentul respectiv. Astăzi, deci, vine și Marte, dragul de el, la rând. Știți foarte bine că încă de zilele trecute Marte a intrat în Leu, pe 20 mai precis a intrat în Leu, și acum formează cele 90 de grade cu Jupiter. Un aspect care, da, s-a mai format, dar nu în asemenea configurație, adică și cu Pluto în punctul diametral opus. Asta îi dă o anumită greutate, gravitate, importanță acestui aspect, dar și un dram de agresivitate, un dram de energie ușor destructivă, pentru că Marte este prins în corț și de Pluto în același timp. E un Marte iritat, e un Marte enervat, irascibil, poate chiar și violent pe aici pe acolo, încât să nu vă mire pe unde treceți că mai sar scântei, mai sare muștarul, mai sare țandăra, ori nouă, ori altora, evident. Stăm, de ceva vreme vă tot spun că stăm pe un butoi cu pulbere și încă mai stăm, din păcate. Orgoliile pot fi descătușate, pentru că ce este un Marte în Leu dacă nu ego foarte puternic? Poate pentru unii este o nevoie de a-și demonstra acest ego, un fel de răbufnire, gen mi s-a umplut paharul, am tăcut eu cât am tăcut, dar până aici. Posibil să fie o energie de asta de ultimatum, de reacții finalmente agresive după multă așteptare, răbdare. E ca atunci când am stat, am tolerat, am tăcut, am înghițit, am suportat mult și bine și am așteptat să intre acest Marte, probabil în Leu, să ne dea curaj și încredere în noi. Să nu vă mire că se ridică împotriva voastră diverși. Bun, poate unii nu vă recunosc pe voi, dar alții poate se luptă pentru propriile lor idei, păreri, pentru poziție. O luptă de personalități. Pe unde vom trece toată perioada asta, că unii poate deja treceți prin această atmosferă, că se simte de zile bune, cam aproape o lună o să stăm pe butoiul ăsta cu pulbere și hai să o luăm în vreme de război, vorbim despre arme. E teren minat. Merge pe teren minat. O vorbă aiurea, o grimasă aiurea, o reacție aiurea poate declanșa pe undeva explozia. Dar tocmai pentru că știm, trebuie să fim mai prudenți ca oricând, mai toleranți ca oricând, mai răbdători, pe cât posibil. Greu de crezut că într-o astfel de atmosferă o să stăm și o să înghițim la nesfârșit diverse
atitudine, probabil o să ne deranjeze lenea, o să ne deranjeze orgoliul ăla deșanțat al unor oameni care ar trebui să se comporte ca atare, mândria, vanitatea, superioritatea, nasul pe sus, infatuarea, alea o să ne deranjeze. Unde e valoare? Unde este om de succes? Bravo, coborâm capul. Dar unde o să vedem stilul ăla de proști ajunși la conducere sau proști care își dau cu părerea sau, mă rog, diversi oameni cu oameni care nu sunt de calitate, nu sunt de valoare, nu fac nimic la urma urmei, se trezesc să comenteze valoarea altora. Așteptați-vă la hate, la intimidare, la bullying, da? La atacuri sub centură, dar mai ales de la oameni inferiori, care n-au cum să ajungă la acel nivel și atunci ce o să facă ei? Precum vulpea care nu ajunge la struguri, o să comenteze la adresa celui care a ajuns la struguri. Nu vă lăsați intimidați, nu vă lăsați iritați, că asta se și vrea, să ne sară muștarul și să reacționăm, poate greșim, poate cădem de pe piedestalul ăla. E, trebuie să ne păstrăm cumpătul și să ne cunoaștem valoarea, deci valoarea învinge, dar valoarea este și cea mai atacată, să zicem așa, de neica nimeni, de neaveniți, de oameni care nu fac nimic, dar sunt și ei pe acolo să comenteze. Atât am de zis despre acest aspect foarte delicat, foarte sensibil, care poate pune foc, poate pune paie pe foc când e lumea mai dragă, că ce este un Marten Leu dacă nu foc cât cuprinde, și spre focul ăsta sunt îndreptate multe săgeți care pot aprinde scânteia. Haideți să vedem o zi de 23 mai pe unde aprinde totuși scânteia sau poate nu. Și de aceea vă invit jos în descriere să căutați minutul secunda de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare, cele ascendente, dacă aveți o casă întâia foarte mare sau un ascendent pe final de zodie și hai, cu grijă, în vârful picioarelor să nu deranjăm monstru. Voi berbeci, sigur, sunteți printre cei vizați și vă spun asta de câteva zile bune, că fiind guvernați de Marte și Marte, săracul, este atât de prins în corzi, Marte e un recipient cu benzină, care dacă ai aruncat scânteia, hop, face bum. E, și asta se poate simți mai ales în, de la persoane dragi sau către persoane dragi. Nici nu știți cum o ceartă cu copiii, o ceartă cu partenerul de viață, o ceartă cu o persoană iubită vă poate da peste cap ziua, vă strică ziua cu alte cuvinte. Există acest risc să vă deranjeze un atac sub centură, o judecată inutilă, un orgoliu de la care se manifestă când n-ar trebui. Poate aveți în preajmă și oameni tineri, oameni care se cred atotputernici, tocmai pentru că sunt tineri, sau dacă nu sunt tineri, au papagalul mai bine susținut. Vorbele pot fi foarte aspre, foarte violente, foarte cutupeu, cu obrăznicie, ăsta e cuvântul. Și nu că sunteți voi niște sensibili, nici vorbă de așa ceva, dar vă poate afecta emoțional foarte tare. Este totuși încă o perioadă în care voi aveți două planete sensibile, într-o zonă sensibilă, Luna și Venus în rac, încât o astfel de atitudine obraznică vă atinge. Și poate nu neapărat un străin pe stradă nu o să vă deranjeze că e nesimțit și vorbește urât, dar v-ar deranja, nu știu, nepotul să vă vorbească urât, copilul să vă vorbească urât, oameni pe care de obicei îi iubiți, elevii, dacă sunteți profesori. Deci există o doză de asta, de a vă enerva pe nesimțire, pe obrăznicie, pe tupeul unora de a spune nu, de a se pune contra voastră. Multă încăpățânare este în perioada asta. Nu că n-ați fi voi încăpățânați, aveți și voi doza voastră de orgoliu, de încăpățânare, de personalitate, dar dați peste oameni care poate n-ar trebui să se comporte așa.
N-au motive să o facă pe grozavi, pe infatuații, pe nemaipomeniții. S-ar putea să fie la un nivel mai mic decât voi, dar ceva le dă lor o anumită putere, supremație și curaj de a se ridica împotriva voastră. Voi tauri, trebuie să aveți mare grijă. Există o doză, ce să mai vorbim, suntem cu toții pe acel câmp minat, există o doză de risc. S-ar putea o vorbă, o reacție, o atitudine, poate nu a voastră, a altuia, vis-a-vis de voi să genereze un haos. Pentru unii, ce haos poate să fie un final de-a binelea? Cine știe ce spune cineva, cum reacționează cineva, cum vă trântește cineva, o ușă în nas, o reacție negativă, obraznică, nepotrivită, pic așa, un pic cam, cam nu cam perete și vă afectează emoțional foarte tare, sufletește. Bun, pe unii unora vă strică multe planuri. În fond, Jupiter, care intră și el în povestea asta de astăzi, care este la ușa voastră acolo, către voi aveți impresia că parcă toate belelele s-au adunat. Da, treceți printr-o mitralieră. Asta este, aveți impresia că e o mitraliere acolo. Sunteți săgetat din mai multe direcții și normal, una dintre săgeți tot vă atinge. Dar e o săgeată care n-are ce căuta acolo. Este o reacție impulsivă a cuiva, e o reacție nesimțită, este o reacție prostească, absurdă. Un om care se crede buricul pământului, cel mai tare, deși n-ar avea motive. Dar un astfel de moment poate să vă atragă atenția asupra adevăratului caracter al unei persoane. Fără reacția asta, n-ați deschide ochii și nu l-ați vedea așa cum este el. Că s-ar putea până acum să fi fost fals, ascuns, camuflat, zâmbitor, prieten, dar nu era așa. Și trebuie să vină un astfel de moment de boom ca să-l vedeți, să-i cadă jos masca, să vedeți că în spatele zâmbetului era un rânjet, de fapt. Și cine știe, într-un astfel de moment, cu o mare doză de spirit categoric, tranșant, de a pune punct, unii sunteți chiar capabili să rupeți o astfel de relație. De-a binerea. Foarte probabil vă și atinge la coarda sensibilă atât de tare încât aveți și voi o limită a suportabilității, încât unii, da, sunteți în faza, în situația delicată de a spune adio unui loc, unui job, unui angajat, unui angajator, unui soț, unei situații în care erați obișnuit, dar v-a ajuns cuțitul la os sau vi s-a umplut paharul, este acel sentiment de mi-a ajuns. Și cine știe ce reacție extremă sunteți gata să scoateți la lumină. Voi, gemeni, sunteți foarte dați peste cap, sufletește. Unii sunteți într-o situație cu iz pasional. Multă patimă plutește în aer. Poate v-ați îndrăgostit, poate v-a furat cineva mințile, poate sunteți gata, gata să călcați pe bec din multe puncte de vedere. Există o ispită care vă face cu ochiul și foarte posibil să ieși dați curs la urma urmei. Unii aveți niște trăiri, sentimente, senzații cu iz fizic în principal, mai mult pasional decât iubire și care vă pârjolește pur și simplu. Nu știți, n-ați mai trăit probabil așa ceva, tocmai de aia nici nu știți cum să gestionați o astfel de pasiune, asemenea flacără. Unii sunteți în situația de a vă îndrăgosti orbește, nebunește, chiar genul ăla de iubire pe care sunteți gata să spuneți că nu l-ați mai trăit niciodată. Vi se aprind călcâile, pentru unii, din păcate, poate fi și o relație paralelă, ascunsă, secretă, mai degrabă, secretă. Deci e mai degrabă posibilitatea de a avea o relație de adulter, de a vă trăda partenerul oficial sau, dacă nu e vorba de căsătorie, de a privi în altă curte. Atras de cineva foarte interesant, cu un
magnetism, nemaipomenit, sex appeal, atractivitate. Ori voi sunteți cuceritorul, posibil și asta, să emanați o anumită atractivitate în ochii sexului opus, ori să apară cineva la orizont care vă ia mințile. Sigur că se poate și controla această energie. Nu înseamnă că toți gemenii gata se duc și își încearcă norocul prin alte paturi. Nici vorba de așa ceva. Dar există ispita. Pe unii vă copleșește, vă devine obsedant, devine o nebunie, pe când alții reușiți să-i ziceți nu, să o țineți la distanță, să nu vă lăsați furat, atras de mrejele acestei. E ca o vrajă ce simțiți. Și vraja e un abur așa care se pune peste ochi, peste minte, peste suflet și nu mai raționați coerent. Racul, cu două planete feminine în continuare la voi în zodie și Venus și Luna, vă simțiți bine, dar și mult mai fragile, așa cum spuneam, mult mai vulnerabil, mult mai blânzi, mai buni, mai sensibil, încât se poate umbla ușor la coarda voastră sensibilă și unii vă pot manipula, influența, folosi, ăsta e cuvântul. Ați putea face ceva în beneficiu altei persoane, dar care nu e decât joc al manipulării. Vă zăpăcește, vă ia ochii, vă spune vrute și nevrute, vă laudă, vă umblă la coarda sensibilă, vă complimentează și de drag, crezând ceea ce auziți, dați și cămașa de pe voi. Cineva ar putea avea enorm de câștigat de pe urma încrederii voastre, ca să nu zic credulității voastre, încrederii. E prietenul meu cel mai bun, e persoana iubită, e, hai, cum să nu fac eu pentru asta, fac orice, spuneți voi. Dar nu cred că are nevoie acel om de ceea ce sunteți gata. Nu e atât de nevoiaș pe cât pare, nu e atât de victimă pe cât se dă, nu e atât de problematică viața lui pe cât vă spune cu lacrimi de crocodil, deci nu credeți tot ce auziți. Că unii abia așteaptă să vă încânte, să vă stoarcă lacrimi, să vă stoarcă milă și unii chiar reușesc. Dar poate aveți și o intuiție foarte puternică cu Luna acolo la voi în zodie, ce să mai vorbim. Intuiția asta vă poate suna clopoțelul la timp, încât o să simțiți la un moment dat o repulsie, o îndoială. Mă, dar oare chiar așa o fi? Așa e cum presimțiți. Deci celălalt vă ia ochii, vă aruncă praf în ochi, nu vă lăsați păcălit, ci lăsați intuiția aia să vă spună, nu crede. Ține la distanță, nu-i oferi ceea ce vrea, că celălalt doar ar putea câștiga de pe urma iubirii voastre necondiționate. Leul, sigur că sunteți vizat direct, pentru că Marte este la voi în ogradă atât de tensionat, așa cum spuneam, și de Jupiter și de Pluto, și vă copleșește această importanța a momentului. Posibil să treceți printr-o situație în care e pusă în joc imaginea voastră, reputația voastră, funcția voastră, puterea voastră, renumele. Există un cumul de factori care vă pot atinge, evident, la ego. Și nu meritați lucrul ăsta. S-ar putea atacul să fie nedrept, să aibă la origine răutate, invidie, atacuri de-astea negative din partea unora care vă văd că dintr-un anumit punct de vedere sunteți buni, străluciți, sunteți deasupra, sunteți cu un cap deasupra tuturor. Fiți sigur că oamenii care reușesc să-și arate valoarea au și observatori din umbră care abia așteaptă să atace. Dar poate sunteți și susținut, asta este norocul vostru. Aveți o susținere, aveți o susținere, nici nu știu cum să-i spun, energetică, din astral, din nevăzut, divină poate, care nu o să lase săgețile astea să vă atingă. Sunteți așa parcă într-o platoșă protectoare, ce nu va lăsa nicio energie trimisă de alții să vă atingă.
Ba chiar s-ar putea să aveți o doză de aia de încredere nebună în forțele voastre. Gen, a, dacă mă atacă atâția, dacă vor atâția să mă dea jos de pe pedestal, asta nu poate să mă facă decât foarte puternic. Vă stimulează rivalitatea, adversitatea, răutatea chiar. Parcă deveniți cu mai multă voință, cu mai multă dorință de a vă cocoța acolo în vârf, împotriva tuturor, da? Să le demonstrați că pe voi nu vă dă nimeni jos, că valoarea voastră nu o poate contesta nimeni. O încredere oarbă, probabil, în voi. Și bine faceți. Fecioara, vreți o călătorie, poate. Pregătiți o ieșire, o escapadă pe undeva, ori chiar acum, ori undeva în perioada imediat următoare, și vă cuprinde un entuziasm, aveți un chef fantastic să vă apucați, să poate ați vrea să săriți peste niște etape și să plecați mai repede acolo unde v-ați propus. E entuziasm, se apropie momentul și abia așteptați, nerăbdare, dar și un dram de grabă. Ori sunteți împinse la spate, pistonat, hai mai repede, ori voi pistonați într-un fel sau altul ritmul de înaintare către aceea. Și când zic călătorie, poate de fapt e o aventură, mai degrabă o aventură decât o călătorie. Un eveniment căruia îi acordați o atenție specială, vă bucură ceea ce urmează să trăiți și vă stați ca pe ace. Poate vin vești, poate vin elemente importante în crearea acestui eveniment și cu cât îl vedeți că se conturează mai bine, cu atât mai încântat sunteți, dar nu uitați că există o mare doză de neprevăzut, de ciudățenie în perioada asta, de grabă. Și știți vorba, graba strică treaba. Tocmai pentru că mai e un pic probabil, mai sunt câteva zile până când se produce evenimentul, aveți tendința de a și rasoli așa un pic lucrurile. Graba vă poate face neatent, vă poate face să scăpați din mână lucruri, să scăpați din vedere aspecte. Deci nu lăsați graba să vă zăpăcească din prea mult entuziasm sau grabă pe principiul ăla. A, mai este un pic, mă culc pe ureche. Cine se culcă pe ureche s-ar putea să greșească taman în ultima secundă. Până ajungeți la destinație, la ce v-ați propus, nu reduceți ritmul, nu reduceți atenția, rămâneți fixați pe ceea ce vreți să faceți. Că vor apărea suficiente detalii perturbatoare care vă pot distrage atenția de la scopul respectiv. În general, poate să iasă foarte bine și tocmai de aia entuziasmul ăsta va fi răsplătit pe măsură. Dar și neprevăzutul își bagă coada când vă e lumea mai dragă. Balanța, acolo unde ar fi trebuit să fie o atmosferă pașnică, plăcută, amicală, un anturaj, că e în familie, că e între prieteni, că e în grupul de lucru, că e în echipa de fotbal. Deci acolo unde exista o comuniune de oameni și vă bucura ceea ce făceați împreună, apare motiv de zâzanie, o ceartă, o neînțelegere, un rival, un om infatuat, un om care vrea să-i conducă pe toți, un om care vrea să îi domine pe toți. Și asta strică armonia în mediul acela. Sigur, se poate și în familie, și în cuplu, și în viața sentimentală să simțiți această perturbare. Trece o furtună așa prin mediul ăla. Un mediu în care, înainte, totul era ok. Aveați un scop comun, un domeniu în jurul căruia v-ați adunat, că de-aia am spus echipa de fotbal, deci poate fi un anturaj în preajma unei anumite activități sau plăceri sau activitate de timp liber. Dar acolo apare ispita de a vă certa. Poate un fel de adversitate, poate un fel de competiție se formează acolo. Care e mai grozav, care e mai minunat, care e deasupra, care e mai cu moț. Și de la această luptă de orgolii, clar că se poate genera o tensiune inutilă. Cineva va ieși șifonat din povestea asta. Dar mai există și
O soluție. Poate exista o soluție și soluția s-ar putea să vină de la voi, că sunteți toleranți, diplomați, de felul vostru, încât voi o să simțiți energia câmpului minat și vă retrageți și tăceți la timp și nu turnați gaz pe foc și lăsați pe celălalt bine, fii tu conducătorul, fii tu șeful, fii tu ce vrei tu. Nu ne băgăm noi ceilalți ăștia mai puși pe armonie. Este vorba aia, cel mai deștept cedează și cam asta o să faceți voi. O să lăsați pe cel cu tupeu, cu ego să domine atmosfera și colectivul, știind că se vor potoli apele. O reacție și din partea voastră dură, sau mă rog, a anturajului în care vă aflați, dacă cineva începe să se pună în gură cu acest gică contra al tuturor sau șef al tuturor, poate ieși cu ceartă, cu scandal, cu rupturi, cu injurii, cu răutăți, ba chiar și cu finalul acelei, hai să zicem, colaborări, ce-o fie acolo, relație. Dar știind că stați pe un butoi cu pulbere, parcă mai mult ca oricând vă vine să tăceți, să tolerați, să suportați, să închideți gura când simțiți că plutește în aer scânteia. Pentru voi, scorpioni, s-ar putea să vină niște vești care, în primul rând, s-ar putea să vă strice toate planurile pentru azi. Așa, pe nepusă masă trebuie să schimbați toate programările, toată agenda, tot ce aveați de făcut în astăzi se dă peste cap de această situație neașteptată. S-ar putea să fie nevoie să plecați la drum, așa, hodorong tronc. O chemare undeva de urgență, o situație de urgență, și e nevoie de voi acolo la fața locului, o plecare de urgență a cuiva din ceea ce aveți voi de făcut împreună. De exemplu, trebuia să vă întâlniți cu cineva din familie pentru nu știu ce scop și respectivul își schimbă planurile fără să anunțe. Mă rog, poate total neașteptat și pentru el. Chiar și veștile care vin de prin alte părți, așa, ale lumii, sunt un pic tulburătoare. Vă întorc un pic sufletul pe dos. Unele pot fi și vești emoționante, impresionante, pot fi și vești bune, evident. Altele vă transformă în mici lacrimogeni. Nu e genul vostru, dar vă afectează ceva foarte tare acolo, la corazon, la suflet, la inimă. Mai sensibil, mai impresionabil, mai puteți fi și ușor de manipulat din anumite puncte de vedere. Cineva poate obține ceva de la voi prin acest joc al dulcegărilor, al lingușelilor, al văicărelilor. Și cum sunteți într-un moment delicat, sufletesc, vă marchează, vă tulbură, vă e milă. Sunteți păcăliți, sunteți acolo trup și suflet în povestea altei persoane care vă poate folosi într-un fel sau altul. Nu prea e genul vostru, de obicei e invers. De obicei voi sunteți cel care știe să manipuleze, să obțină ceva în beneficiu său, dar de data asta parcă cineva vă convinge pe voi să faceți de drag, pe gratis, necondiționat în beneficiu acestui om. Dar e ceva ascuns acolo, e ceva asupra căruia trebuie să acordați atenție. Ce vă ascunde, ce nu știți despre acest om, care sunt adevăratele intenții, că se joacă cu sufletul vostru, se joacă cu mintea voastră din multe puncte de vedere. Vă profită. Și probabil se bazează pe dragoste. De la dragoste pornește totul. Faptul că îl iubiți, faptul că țineți la această persoană, își permite să vă conducă așa cum vrea el. Voi, săgetătorii, trebuie să fiți un pic atenți, mai ales la drum, la călătorii, la drumuri până la serviciu, la drumurile voastre obișnuite, de zi cu zi. Acolo s-ar putea să apară o situație nedorită, neplăcută, nu știu, un ambuteiaj, e drumul blocat, și poate nu neapărat deplasarea în sine. Poate chiar la serviciu vă așteaptă o situație neplăcută. La serviciu sau într-un mediu în care mergeți de obicei, frecventat de obicei, unde munciți, aveți ceva de făcut. Poate fi și familie, evident. Și apare această situație neplăcută care strică planurile.
Agenda. Trebuia să faceți ceva, trebuia să plecați la o anumită oră, trebuia să ajungeți la o anumită oră, trebuia să urmați o anumită disciplină și este dată peste cap de această mare doză de neprevăzut. Poate chiar în doza asta de neprevăzut își bagă coada și un mic inamic, un ghinion acolo, o scânteie, că v-am spus că mergem pe gheața subțire în perioada asta. Foarte atenți să nu greșim, să nu spunem ceea ce nu trebuie. Cineva spune ce nu trebuie, face ce nu trebuie, reacționează cum nu trebuie. Sigur că și voi puteți fi acela, că sunteți și voi destul de tracasați, enervați, stresați poate. Și la stres, reacția poate fi neașteptată sau nepotrivită momentului. Dar și din partea celor cu care intrați în legătură, s-ar putea cineva să aibă o reacție atât de urâtă, la urma urmei, încât vă pune pe gânduri. E prieten cu mine, ține la mine, mă iubește, e colaborator în care merită să investesc efort. O să vă puneți niște întrebări cu privire la adevărata față acestui om din preajmă, care, printr-o vorbă, printr-o reacție agresivă, impulsivă, la nervi, da, vă îngrijorează. Încât cine știe cum este o perioadă cu asemenea cumul de a fi categorici, de a fi foarte tranșanți, unii, din păcate, sunteți și în situația asta de a rupe o relație, de a rupe o colaborare, de a pleca de la un loc de muncă, de a demite pe cineva în cazul în care șeful sunteți voi. Deci se poate solda cu o decizie de aia de tăiat în carne vie ca să rupeți firul ăsta negativ care vă leagă de cineva. Capricornul, fiți foarte prudenți la lucrurile pe care puneți voi preț. Pe ce puneți voi preț? Că e vorba de bani, că e vorba de iubire, că e vorba de muncă. Ce este cel mai de preț pentru voi în acest moment? Acolo vă puteți trezi cu o surpriză neplăcută. Își bagă coada așa un mic jucăuș prin care ați putea avea de pierdut ceva. Sigur că și voi puteți fi impulsivi, agresivi, nervoși, agitați și să nu chibzuiți foarte bine ceea ce spuneți, încât cineva face o greșeală, dar o greșeală destul de mare. Spune ce nu trebuie, trădează, jignește, rănește, trântește, rupe, distruge. Există o mare forță distructivă în aer în perioada asta. Exagerat de mare riscul. Altădată nu era așa risc. Acum de-aia spuneam că mergem tiptil, tiptil, nu cumva să deranjăm pe undeva bomba aia care de la un nimic se face dita mai. E ideea de a nu face din țânțar armăsar. Nu reacționați mai mult decât cazul, nu ridicați tonul mai mult decât cazul, nu faceți nimic mai mult decât puteți ține în frâu, sub control. Sigur că are și rezolvare problema respectivă. Dar cu doza asta de toleranță, de tăcere, mai ales dacă e vorba de oameni dragi vouă, că de-aia am zis lucruri de preț, situații dragi vouă, că acolo unde e lumea mai dragă, acolo poate cădea un trăsnet în calea voastră. Și va fi greu după aceea de dres busuiocul. O jignire, o vorbă nepotrivită, un comentariu malițios. Sigur, voi puteți să le emiteți sau voi puteți fi cel care le încasează într-un fel sau altul. Un risc, da. Există o doză de risc pe care doar norocul îl poate alunga din cale. E o chestiune de noroc. Și unii au noroc, alții n-au noroc, încât tot ce puteți face este să vă bazați că aveți noroc să nu călcați pe bomba care e gata, gata să explodeze. Vărsătorul. Greu de spus pentru voi, pentru că toată configurația asta vă vizează foarte tare prin faptul că e vorba de Pluto de la voi din ogradă, Marte în punctul diametral opus. E acolo o configurație care vă zgândărește pe voi foarte tare. Dar pe unii s-ar putea să vă și
ambiționeze foarte tare, să vă cramponați, deveniți foarte încăpățânați, deveniți foarte curajos, dă un curaj nebun această configurație de a vă băga în gura lupului, de a vă duce în fața leului, de a vă arunca în arenă, de a vă duce în fața celui mai important om din viața voastră. Aveți un curaj, există un risc asumat, așa este, dar parcă aveți încredere în voi. Ziceți, dom'le, de ce să nu mă duc? Unii n-ar face lucrul ăsta. Stai, mă, te duci tu la directorul firmei, te duci tu la președinte, te duci tu la Dumnezeu și te iei cu el de gât. Da, o să ziceți voi. Mă duc și mă cert pentru ceva. Aveți ceva de reglat, niște conturi de reglat cu cineva destul de puternic și care nici el nu se lasă mai prejos. Și el are armele în dotare. Sunteți ca o luptă între două căpetenii, da, puternice, între americani și ruși, cam asta este. Fiecare e bine dotat, bine cu armate foarte solide. Greu de spus cine câștigă, pentru că poate nici nu se decide soarta acestui război acum. E o luptă de care pe care, care e șeful, care e mai tare, care îl îngenunchează pe celălalt, care îl umilește pe celălalt, că poate fi și o chestiune de asta de atingere la ego, la mândrie, la ce vă e mai drag, la vă subminați unul altul, autoritatea, vreți să vă eclipsați unul pe altul. Așa că pregătiți-vă pentru câteva zile, probabil, că am spus că nu se detensionează prea repede această atmosferă, mai ține până în iunie. E, o să fie o luptă de câteva zile bune, în care clar că aveți și voi ceva de arătat, de spus, de comentat, de luptat pentru niște drepturi, dar poate sunt niște drepturi care vi se cuvin, tocmai de aia vă adunați forțele să vă duceți la bătaie. Fiecare se luptă cu alte arme, voi cu ceva, tabăra adversă cu altceva, dar e multă energie de scătușată. Fiecare are încredere în forțele sale și în șansele sale de câștig. Fiecare se crede într-un fel sau altul cel mai bun în povestea asta. Fiecare se crede potențialul câștigător. E o atitudine de învingător acolo, de doi învingători care se luptă. Doi rivali, dar niciunul nu se crede mai sus sau mai. Ba da, mai presus se crede, dar nu mai prejos. Deci e o luptă la vârf acolo, la nivel înalt, în care probabil niciunul, nici altul, câteva zile bune, nu o să coborâți garda jos și pentru nimic în lume, nu o să acceptați victoria celuilalt. Pești, primiți niște vești care vă îngrijorează din anumite puncte de vedere. Poate sunt niște probleme de serviciu, niște vești care nu vă convin. Cred că ăsta e sentimentul. Nu-mi convin. Nu asta am așteptat eu. Voi aveți alte așteptări. Pretențiile voastre erau mult mai înalte. Speranțele voastre erau mult mai înalte cu privire la ceea ce se întâmplă acum. De aceea, când vine totuși vestea, documentul, soluția, ce-o fie, informația, strâmbați din nas. Nu numai că nu vă convine, dar vă încurcă. Nu știți ce să faceți cu această informație. Nu vă trebuie această informație. Eu nu asta am așteptat, eu asta am așteptat. Și acum stați așa un pic și vă uitați la informația sosită și nu știți ce să faceți cu ea. Deocamdată nu știți ce să faceți, pentru că e neașteptată. Normal că atunci când îți faci o planificare bazându-te pe niște resurse, aveți o anumită strategie. Acele resurse nu vin, vin altele. E, și ce fac cu astea? Vă va trebui așa câteva zile, probabil, să vă obișnuiți cu ideea că n-a ieșit conform planurilor și să găsiți soluții, altele. Dar mai e o problemă, s-ar putea soluția, mă rog, soluția, informația, vestea, ceea ce vine către voi, resursele astea care vin către voi și pe care aveți tendința de a le refuza, respinge, că nu vă convin, s-ar putea să fie foarte bune. Altcineva ar profita de ele foarte repede, dar nefiind pe așteptările voastre, există riscul ăla să ignorați, să nu le vedeți, să nu le dați atenție, să le bagatelizați, să le dați la gunoi zicând că nu trebuie lucrul ăsta. Și peste câteva zile să vă treziți că ați ratat niște ocazii bune. De aia
deschideți ochii mari, vin către voi niște variante, chiar dacă nu e conform viselor, planurilor voastre. Stocați-le acolo în memorie, puneți-le în sertar, că într-o zi vă vor trebui, acum nu, acum ziceți, nu, asta mi-a trebuit, mie nu-mi trebuie iubire, mie îmi trebuie bani, spuneți voi, și vine iubirea. E, și dacă voi sunteți cu ochii la bani și vine iubirea și o dați la o parte, pleacă și aia. Există vorba aia cu nemulțumitului, îi se ia darul, vi se oferă un dar, chiar dacă nu e cel așteptat. Nu-l refuzați, nu-l cârcotiți, nu-l căutați la bani mărunți pe toate părțile, că poate găsiți un defect și aveți motiv să-l returnați între ghilimele. Că poate e ceva în compensație foarte bun, care merită atenția voastră. Asta este ziua de marți, 23 mai. Ne vedem și mâine, nu uitați de toate celelalte horoscoape și să aveți o zi bună!